Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru regineni. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri consacrați, un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxată într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Am plecat la serviciu, vă pup! Pa! Dacă sunteți cu mine, diseară când vin, vă aduc ceva bun. Serviciu! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și E.ON România. Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română. Este un popor fără dor. La noi, tradițiile sunt pe primul plan. La noi, artiștii de viitor sunt la prima oră. Noi respectăm tradițiile și viitorul. Radio Galaxia Reghin. Muzică populară autentică. Găsi tuturor din nou împreună aici la Dareghin TV pe micul ecran și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zilereu, iar pentru dumneavoastră începe o nouă ediție Reghin în direct. 0365100116, număr de telefon, dacă doriți să interveniți apropo de subiectul ediției de astăzi. Bineînțeles, ne găsiți pe Facebook, micul ecran, tablet, laptop, telefon, tot ceea ce doriți, pe orice suport, pe internet. Suntem prezenți. Invitata mea de astăzi este doamna Alina Schenk, psiholog, organizația Salvați Copiii, filiala Mureș. Mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația și bun venit! Mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am găsit! Stop luptei de acasă este titlul generic al ediției de astăzi și pentru că am spus Salvați Copiii, am să o rog pe doamna Alina să ne prezinte. Există multă confuzie apropo în ceea ce informațiile pe care le primim. Să ne prezinte organizația Salvați Copiii, cine este, ce este, cu ce se ocupă, pe înțelesul tuturor. Și nu uitați, această emisiune este și pe 96,3 FM Radio Galaxia, așadar atenție mărită și veți vedea pe parcursul emisiunii de ce spun acest lucru. Vă rog, doamna Alina. Da, organizația Salvați Copiii este o asociație non-guvernamentală, ca să fiu foarte clară. Este o asociație care de mai bine de 20 de ani promovează și militează
drepturile copilului, militează pentru respectarea drepturilor copilului și în acești peste 20 de ani Salvați Copiii România și-a deschis mai multe filiale. În Mureș este una dintre ele și este o organizație care în ultimii ani își dorește foarte mult să schimbe modul în care copiii sunt tratați în țară, dar pentru că este și membru al Asociației Internaționale Salvați Copiii, se alătură altor țări din această asociație să schimbe modul în care copiii sunt tratați și să creștem calitatea vieții copilului din lume. Salvați Copiii, cum am mai spus, este non-guvernamentală, dar colaborează cu diferite instituții, cum este și Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului, cu inspectoratele școlare, cu diverse primării, cu Consiliul Județean, cu Inspectoratul de Poliție. Avem foarte mulți colaboratori și parteneri, însă grupul nostru țintă este reprezentat de copii. Și în special noi vrem să ne asigurăm că ai noștri copii cresc sănătoși și din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere emoțional, comportamental, social și prin urmare, deși scrie acolo Salvați Copiii, nu salvăm doar copii. Da, am înțeles. Deci practic un scop nobil, iată, pus în practică, dar pe lângă faptul că există încă reticență în rândul nostru, apropo de orice organizație care vrea să facă ceva, indiferent ce, nu avem nevoie, noi știm, ne descurcăm, românul se descurcă la toate, e bun din toate punctele de vedere, este meseria, așa îl numesc, la absolut orice. Din acest punct de vedere, veniți în întâmpinarea, eu cel puțin la simt, celor care cred că le știu pe toate și aplică asupra copilului regulile pe care le crede el că sunt bune, cel puțin așa cred. Ori nu întotdeauna acele reguli sunt chiar și cele, să zicem, pentru binele copilului. Neapărat. Da, este o observație foarte bună. Apropo de calitatea românului de a fi inventiv, creator, de a se descurca, este foarte bine. Da, e o calitate. Da. Acum este foarte important să vedem care sunt reacțiile celor din jur la comportamentul meu, la creația mea, la comportamentul meu inovativ, să spun așa. Dacă reacția este una pozitivă, înseamnă că acest comportament merită și trebuie repetat. Dacă reacțiile nu sunt pozitive, înseamnă că nu este foarte potrivit comportamentul meu. Și asta se repetă. Asta este ceea ce trebuie să țină cont un adult, dar și un copil. Bun, acum, înainte de a... Pentru că vom povesti multe pe parcursul emisiunii, vreau doar să marcăm această ultimă campanie, pentru că de acum sper că ne vom întâlni mai des și campaniile dânșilor vor fi prezente mai mult în zona noastră și veți vedea că merită și, într-adevăr, sunt lucruri care merită băgate în seamă de toată lumea, inclusiv în zona rurală. Veți vedea, deci copilul este binecuvântare de la Dumnezeu, deci trebuie mare atenție și s-ar putea să ne facem puțin timp, așa, să încercăm să ne aplecăm asupra felului în care ne educăm copilul și îl creștem. Și apropo de această campanie, ca să vedeți cu ce se ocupă dânsii și să vedeți cât de serioase sunt intențiile lor și realizările la urma urmei. Noi am lansat în luna septembrie o campanie națională, Stop Lupte de Acasă se numește. De aceea am și denumit noi, da? Da, este o campanie care are ca și punct de plecare un studiu sociologic pe care Salvați Copiii l-a realizat în 2013, conform căruia în 63% din familiile din România, violența asupra copiilor reprezintă o realitate cotidiană. Nu excepție, ci regulă. Aici, și apropo de regulă, și pentru că tot vorbim de acel studiu sociologic, haideți să încercăm să vedem cum arată acest studiu sociologic, da, dacă se poate, și să vedem în momentul în care
răsfoiești și vei vedea câte date sunt, cât de bine pus la punct este, o să întreb pe doamna Alina cine s-a ocupat, da? Da, în mare parte de acesta, deci dacă se poate acest studiu, da? Și bineînțeles, da, bun, perfect, mulțumesc, este foarte bine pus la punct, dar bănesc că e extrem de greu de întocmit un asemenea studiu. Este al doilea studiu pe care Salvați Copil face pe această tematică. Ultimul a fost în 2002, cam la 10 ani a venit acesta. Este un studiu care și-a luat informații din întreaga țară. Au fost niște interviuri, niște chestionare interviu adresate copiilor, părinților și cadrelor didactice, pentru că există și o componentă a comportamentului cadrelor didactice față de copii și invers. Și am urmărit și violența copiilor în școală, dar și violența exercitată de către cadre didactice asupra copiilor, nu numai cea a părinților. Apropo de cadre didactice părinți-copii, am încercat să subliniem și am și concluzionat cât de importantă este această triadă părinte sau copil, părinte, cadru didactic, pentru a asigura o dezvoltare cât mai optimă a copilului. Și dacă e să mă refer la acest studiu, pe lângă această dată de 63%, au mai fost înregistrate și alte procente. Da, câteva semnificative. S-a observat foarte mult că mulți copii sunt etichetați în școală și acasă, dar mai ales în școală apare acea violență verbală, atât cadre didactice către copil, cât și copil către cadre didactice și copii către alți copii, pentru că noi învățăm comportamentele, nu-i așa? Da, foarte bună. Bună observația, da. Și vreau să vă și întreb apropo de asta, da, vă rog. Și pentru că a fost un procentaj foarte mare de violență verbală, anul trecut am demarat o campanie care s-a numit Copiii fără etichete. Și coperta acestui studiu are niște figuri etichetați. Și a fost o campanie de un real succes și tocmai asta am vrut să atragem atenția asupra faptului că aceste etichete fac foarte mult rău copilului și că sloganul era Copiii fără etichete se fac oameni mari. Foarte frumos, da. Eu revenind la, nu neapărat la etichetă, ci la faptul că există violență verbală. Violența verbală o simți în momentul în care, să spunem, ai ieșit pe stradă. Există violență verbală în absolut toate mediile. Dar ne referim la copii și în special în școală. E foarte greu, eu cel puțin, constatând așa doar, și cadrul didactic se impună în fața copilului, copilul venind de acasă cu nu se atinge nimeni de mine astăzi, în 2014, iar profesorul știe că nu pot să-i fac nimic, pentru că dacă fac ceva, s-ar putea ca și eu să am probleme. Deci am redus la minim, știți la ce vreau să mă refer, da? Și, nu știu, cum s-ar putea rezolva acea, cum credeți că s-ar putea rezolva măcar o parte, să se reducă această, nu teamă neapărat, dar parcă ar fi o luptă. Exact, spuneam luptă. Există o luptă între cadrul didactic și elev, între elev și cadrul didactic, cu arbitrul părintele, mai mult sau mai puțin implicat. Sau, la un moment dat, părintele poate să fie chiar jucător în această luptă. Da. Chiar. Da, exact. Și copilul să devină cumva arbitru. Da, el ridică mingea la fileu și lasă pe celelalte două părți să aibă conflictul. Da, apropo de această problematică și este una de comunicare foarte mult și de stabilire clară a responsabilităților și rolului pe care joacă fiecare persoană în această triadă, noi am venit în ultimii ani cu diferite
materiale, să zic eu așa, cu diferite ghiduri, atât pentru părinți cât și pentru cadrele didactice, care este același în fond și la urma urmei. Informația este aceeași, nu că oferim părinților o informație, cadrelor didactice altă informație, dar este foarte important ca să găsească părinții și cadrele didactice cu ajutorul probabil a unor ONG-uri. Da, posibil, da. Acele obiective comune ale copilului, să lucreze împreună pentru niște obiective comune care să îi se adreseze copilului. Dar de multe ori uităm că, de fapt, copilul este obiectivul principal. Exact. Da. Bun. O scurtă pauză și revenim. Ne întoarcem la copil, ne întoarcem la lupta de acasă pe care noi încercăm să o tratăm așa cum știm noi, cum credem că e mai bine de cuvință. Doamna Alina ne va spune cam cum vede dânsa și organizația Salvați Copii această problemă. Și s-ar putea ca, ajungând la un comun acord, să fie totuși soluția cât mai aproape de ideal. Pauză și revenim. Nu se aleg băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni. Sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Cu siguranță ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă, deși aeromodele care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști ai imaginii aeriene de joasă altitudine, mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale, pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre, încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune!
Am revenit în direct la Reginul în direct, pe micul ecran, dar Reghin TV și, bineînțeles, live 96,3 FM, Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, invitata mea de astăzi este doamna Alina Schenk, psiholog la organizația Salvați Copiii, filiala Mureș. Stop luptei de acasă, titlul generic, și nu numai de acasă, pentru că, la urma urmei, copiii există peste tot, copiii există și pe stradă, și la școală, și ar trebui să avem grijă de absolut toți. Dar vă reamintesc 0365100116, număr de telefon, pagina de Facebook, ne urmăriți live pe absolut orice suport, începând de la televizor, telefon, laptop, tabletă și așa mai departe, suntem live pe internet. Înțeles? Radio, nu uitați, 96,3 FM, Galaxia. Vorbeam despre școală, despre felul în care binele comun sau, eu știu, obiectivul comun ar trebui să fie copilul, părintele, copilul și profesorul, cadrul didactic ar trebui să conlucreze în așa fel încât obiectivul principal, adică educația copilului sau copilul să fie în centrul atenției și să avem grijă de copil în primul rând. Dar eu vreau acum să o întreb pe doamna Alina, apropo de Salvați Copii, am avut o scurtă prezentare în prima parte, dar dacă cineva dorește să apeleze la dumneavoastră, știu că sunteți în județul Mureș, dar practic în Ardeal aveți așa o pondere mare. Cineva, dacă dorește să apeleze la dumneavoastră, cum? Centrul de consiliere? Vă rog. Da. Noi avem, bineînțeles, un sediu în Târgu Mureș și în cadrul căruia și derulăm un proiect, se numește Centrul de Consiliere pentru Părinți. Și o să vă explic de ce pentru părinți. Este un centru de consiliere care a luat ființă în anul 2010 în cadrul unui program special și care a continuat cu alte proiecte, acum cu un proiect care se numește Șanse Egale pentru Toți Copiii într-o societate fără discriminare. Este un centru de consiliere care se adresează copiilor, părinților, cadrelor didactice, specialiști din domeniul protecției copilului, altor psihologi, asistenți sociali, practic se adresează tuturor celor care intră în contact cu copiii. Este un centru de consiliere pentru părinți și copii care oferă servicii gratuite de evaluare și de intervenție pentru părinții și copiii cu diverse probleme și mă refer aici probleme de comportament, începând de la nu face temele de casă, este agresiv, nu ascultă sau alte probleme deschise de părinți, este obraznic, da? Nu vrea să doarmă de la amiază, nu mănâncă, sunt diverse probleme de comportament care necesită o evaluare cât mai aprofundată și o intervenție cât mai corectă pentru a nu crește ca intensitate și ca durată și să transforme în alte probleme și mai grave. Totodată intervenim și evaluăm și problemele de sănătate mentală și aici mă refer la frici, anxietăți, depresii, cu alte cuvinte copii triști, care nu mai dorm, care nu mai învață, care nu mai zâmbesc. Și credeți-mă, un copil de câteva luni poate să facă depresie, adică să fie foarte trist. Și de ce? Pentru că nevoile lui emoționale nu sunt satisfăcute. Eu pot să-i ofer copilului hrană, să-l schimb de Pampers, dacă acum avem Pampers, da. Să-l curăț, dar dacă nu-i ofer zâmbet, mângâiere, dacă nu-i vorbesc, dacă nu-i cânt, dacă nu-l pup, copilul se întristează pentru că nu primește acea nevoie emoțională. Nevoie emoțională, eu fac aici o mică paranteză, și plantele altfel se dezvoltă dacă vorbești cu dragoste cu ele, da? Pentru că sunt vii. Da, normal, animalele de casă, mă rog, cele din jurul nostru, da, la fel, altfel se comportă la un limbaj adecvat, așa, și sensibil, da, e clar, copilul ar fi cum e și normal. Da. Și dincolo de copii, de intervenția asupra copiilor, asupra acestor probleme, ne oferim sprijinul și părinților, pentru că de cele mai multe ori și părinții au probleme emoționale, stresul de zi cu zi, mulți copii, probleme cu școala, problemelor personale,
probleme de comunicare în cuplu, neajunsurile zilei de astăzi, toate sunt probleme care creează un nivel mare de stres și știm că stresul este factorul numărul 1 în declanșarea problemelor emoționale la părinți și copii. Bun, pentru că sunteți de specialitate, eu pun o întrebare acum, puțin sub formă de glumă. De ce nu am știut de acest stres cu 20 ceva de ani în urmă? Deci a apărut în ultima perioadă. Nu știam că există stres. Cel puțin, sincer, nu mă ascund. Nu știam că există. Am auzit la un moment dat că există termenul. Am înțeles ce e. Dar până la un moment dat, parcă nici nu ar fi existat. A apărut așa, ne-a adus... Boala secolului. Da, exact, a apărut așa din neant. Nu cred că a apărut chiar așa. Poate că incidența era mult mai mică, erau mult mai puține persoane supuse acestui factor nociv, stresul. Da. Dar, având în vedere cât de mult evoluăm în ultimii ani, având în vedere problemele sociale și economice cu care ne confruntăm țara noastră și nu numai întreaga Europa, având în vedere că muncim și se poate ca la sfârșitul săptămânii să nu mai am ce să pun pe masă copilului să mănânce, ce să mă mai gândesc eu la alte, nu știu, telefoane, gadget-uri, să-i cumpăr copilul meu și vine și îmi plânge. Asta este un stres. Toate neajunsurile astea sunt induce o stare de neliniște. Exact, neliniște. De agitație. Da. Și mai ceva, nu știu, în momentul în care noi beneficiem acum inclusiv copiii de toate boom-urile astea tehnologice, tot. Nu constituie un factor de stres asupra copilului? Nu e prea multă informație, să spunem, eu consider chiar și agresivă. Adică e agresiv tot, inclusiv publicitatea care se face, programelor, gadgeturile, tot e agresiv. Noi percepem cum percepem, dacă mă interesează, da, altfel o iau ca și un fapt divers. Da, bun, am mai aflat ceva nou, merg mai departe, dar pe copil s-ar putea să-l influențeze, să-l atace și spun în mod negativ. Da, așa este. Într-adevăr, acum, noi trebuie să fim deschiși la evoluție. Și să acceptăm această evoluție și aceste toate aparaturi, gadget-uri, cum se numesc ele, și astea fac parte din prezent. Ca părinte, eu pot să-i ofer copilului aceste lucruri, dar tot eu sunt responsabil asupra timpului pe care copilul petrece cu aceste lucruri. Dacă i-am luat copilului meu un telefon touchscreen, este foarte important să știu dacă are acces pe internet, cât are acces pe internet, la ce are acces pe internet și cât timp se joacă cu acel telefon. Eu acum vă pun o întrebare. Câți dintre părinți știu exact de fapt ce face acel telefon? Aici este o întrebare, pentru că din dorință, copilul vine cu propunerea, știi, nu pot, că toți colegii au, eu nu mai, știi, râd de mine, tot. Mm-hmm. Părintele, dacă poate, și indiferent de situația materială, în general face ce poate pentru copil, uite, îți iau, dar știi ce face acel telefon? El săracul nici nu știe. Acum, pun procentul acela de necunoștință și e destul de important procentul și nu știe, de fapt, la ce are acces, cum are acces. Exact, și în acest scop, eu ofer părinților o informație foarte bună, zic eu, toți acei părinți care se găsesc în această situație, chiar dacă fac apel la internet, noi, Salvați Copii, avem un program, se numește sigurinfo.ro, unde părinții, accesând programul, pot afla toate informațiile posibile legate de siguranța copilului online, pe internet. Cum să-mi parolez calculatorul, cum să parolez internetul. Deci sunt sfaturi și sugestii foarte simple și sunt specialiști care pot să-i ajute și să-i sprijine gratuit. Practic, haideți ca să... pentru cine nu a înțeles până acum, toate, beneficiile pe care le aveți la societatea, la organizația Salvați Copiii, sunt gratuite. Deci nu vă gândiți la partea materială, da?
sunt pentru copii, pentru binele copiilor și dânsii sunt total dezinteresați din acest punct de vedere. Deci apelați, sunați, intrați pe internet, căutați chiar... Da, apropo de acest centru de consiliere pentru părinți, unde pot să apeleze părinți, copii, indiferent, bineînțeles copiii vin în consilier doar cu acordul părinților, cei interesați sau cei care doresc să, nu știu, să-și îmbunătățească comunicarea, relația cu copii, să învețe mai multe lucruri despre cum să mă compor cu propriul meu copil, pot să ne contacteze la numărul de telefon 0265-250-121 sau să ne scrie pe adresa de mail mureș@salvatcopiii.ro. Orice problemă, noi suntem acolo de la ora 9 dimineața până seara la ora 6 și vă așteptăm cu mare drag să vă ajutăm sau să vă răspundem la întrebări. Pur și simplu, dacă aveți o întrebare, noi suntem acolo și vă răspundem. Bun, așadar și număr de telefon și adresă de mail, deci este foarte simplu. Dar acum urmează o nouă pauză, după care, în ultima parte a emisiunii, revenim la copil, la acest centru al universului, la felul în care dânsii încearcă să ajute și să vedem, în pauză, normal că am discutat, există beneficiari și din Reghin care au apelat la organizația Salvați Copiii în Târgu Mureș. Bun, pauză și revenim. Anca Făgăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor. Reghin TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri Lada cu Zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Reghin TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD.
Am revenit, ultima parte a emisiunii Reginul în direct aici la Dareghin TV pe micul ecran și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia. Stop luptei de acasă, invitata mea, doamna Alina Schenk, psiholog, Organizația Salvați Copiii, filiala Mureș. Am vorbit despre acest obiectiv comun numit copil și bineînțeles de felul care puteți apela la centrul de consiliere, la Organizația Salvați Copiii în Târgu Mureș, adresă, număr de telefon, mail, toate problemele se pot rezolva, dând și vă răspund la telefon. Și bineînțeles, înainte de pauză spuneam că au fost beneficiari ai serviciilor noastre, eu nu știu dacă e corect spus servicii, dar în fine, dacă am așa ceva vine, pentru că e un ceva în ajutorul nostru, să spune, și din Reghin. Adică să nu credem că noi în Reghin nu avem probleme sau nu există familii cu probleme sau nu există copii care să aibă probleme sau să constituie, să fie ei chiar copii problemă, pentru că mai mult sau mai puțin, din vina celor din jur, am înțeles, nu ei sunt vinovați. N-a spune da, copil așa. Problemă. Da, da, e o etichetă iarăși. E o etichetă. Pentru că este foarte important să ne adresăm copilul, să ne adresăm către comportamentul copilului și nu către copil. Pentru că dacă spunem da, un copil a spart geamul și spune nu-mi place că ai spart geamul, e un lucru rău, e una, dar dacă spun nu-mi place că ai spart geamul, ești rău, înseamnă că el ca întreg este rău. Este un lucru foarte fals. Și totuși acest ești rău e foarte comun dacă stăm să ne gândim în comportamentul nostru. Da? Uh-huh. Etichetarea, un copil dacă a făcut prostioară, nu contează ce a făcut, marea majoritate totuși nu ne gândim și spunem ești rău. Bun, ai dar dacă fost rău. Da, dar dacă eu vă spun sunteți rău, da, dumneavoastră vă percepeți ca întreg că sunteți rău. Da. Nu? Și copilul la fel. Și copilul la fel. Dar copilul, apropo de ce facem noi și de stop luptei de acasă, copilul are cea mai mare încredere în părinți. Și ceea ce transmit părinții copilului, copilul ia de bun, pentru că părinții sunt cei care veghează la siguranța lui. Da, și puterea exemplului, dar ceea ce vede în casă încearcă și face afară. Mai mult sau mai puțin. Da, da. Și atunci dacă unui copil se spune de mic că ești rău, ești prost, ești rău, ești rău, la un moment dat copilul, și nu am întâlnit un copil în comunitatea mea de consiliere, care a spus și la ce să fac bine dacă și așa sunt un copil rău. Incredibil. Da. Și copii mici care au verbalizat acest lucru. Dar la ce să, dar la ce să fiu cu minte, mami, dacă oricum sunt rău? Da. Și apropo de, da, de să revenim la cazuri și din Reghin, da? Deci au fost, da? Și da, se poate. Și în ziua de astăzi. Mai e ceva. Există încă sentimentul acela de rușine să apelezi la altcineva, pentru că noi chiar și în discuție așa, nu contează în anturaj, cum să merg la psiholog, nu sunt nebun. Da? E vorba românului, eticheta, și nu sunt nebun dacă merg la psiholog. În momentul în care o discuție la par de nu contează ce, bine mai, dar acum nu vreau și n-au nici... Da, sunt N producții cinematografice în care vezi că în cazul unor probleme mai există țări în care e exact cum mergi să cumperi apă plată. Ce, da, am probleme, merg, pentru că de aceea fiecare profesie are menirea ei. De asta a apărut, că dacă nu era necesară, nu apărea. Deci, ei merg. Noi de ce? Încă nu. Sau mai puțin. Încă mai avem nevoie de puțină informație în acest domeniu și din cauza asta noi facem aceste campanii, ca și campania aceasta Stop Lupte de Acasă, prin care nu venim să arătăm cu degetul, da, părinții sunt de vină că își altoiesc copiii, pentru că s-a pătat pe bluziță, tragem o pană, pentru că nu mănâncă cu gura închisă, tragem de urechi. Nu venim să spunem lucrul ăsta, noi venim să spunem că aceste lucruri există și că efectele pe termen lung asupra dezvoltării copilului sunt severe și mulți copii pot să dezvolte aceste probleme emoționale și copii care la rândul lor vor replica acest comportament pe copiilor, plus că din cauza acestor comportamente violente pe care mare majoritate nu le percep ca fiind violente, să trag copilul de păr, de ureche, da, pare normal, la normal. Și copiii le percep normale, oare de ce? Toate aceste comportamente din cauza că sunt normale, sunt și acceptate și
duc până la urmă la slăbirea relației dintre părinte și copil. Nu înțeleg de ce copilul nu mă ascultă. Uite, de asta nu te ascultă. Ei, ce facem noi? Ca să spunem, nu venim să arătăm cu degetul, pentru că problematica asta există și nu numai la noi în țară, și în alte țări. Noi venim cu soluții. Încercăm să transmitem părinților, poți să-ți duci copilul, tu ca și părinte, cu alte metode. Noi suntem aici, noi le oferim, dumneavoastră doar trebuie să veniți să le luați, fără costuri, și sunt niște strategii, aceste cursuri de parenting, parentale, da, da, parenting din engleză, dar parentale, încercăm să facem ca părinții să se simtă eficienți în a disciplina copilul, să simtă că își pot crea o relație pozitivă cu copilul, că nu să-l amenințe sau să-l bată ca să facă ceva. Am înțeles, și există și a spus de o surpriză la un moment dat. Da. Pentru că suntem conștienți că există o distanță între centrul nostru, care este în Târgu Mureș, și orașul dumneavoastră și probabil alte comune, avem o surpriză, avem o platformă parentală, adică tot online, se numește părințibuni.ro. Este un site unde părinții pot citi diverse articole scrise de către specialiștii Salvați Copiii pe diferite probleme, începând de la copilul meu nu mănâncă sau cum să îmbunătățesc relația cu copilul, cum să ofer laude eficiente copilului. Deci sunt foarte multe articole. Din nou, accesul este gratuit. Pe lângă aceste articole, pot să întrebe specialistul. Copilul meu, dacă există această jenă de a merge la psiholog, există. Așa, atunci putem să scriem o întrebare pe acel site, iar un psiholog va răspunde. Și nici nu trebuie să se vadă cu psihologul. Plus că pot să acceseze toate discuțiile și să acceseze toate întrebările adresate de către alți părinți. Nu este forum, pentru că la problemele părinților răspund specialiștii. Deci, de înțeles, nu este forum în primul rând. Și asta e un lucru foarte, foarte important. Știți, eu am o... Mă rog, e unul din lucrurile care nu-mi dau pace mie. Violența verbală. Pe mine mă deranjează foarte mult și bănesc că foarte multă lume. Revin puțin la această violență verbală. De la violență verbală, întreb specialistul, așa eu acum mă gândeam, în timp de copil, crescând violent verbal, având violență verbală, ulterior, ajungând în societate, termin școala, mergi mai departe, se poate, nu știu dacă termenul e agrava, dar se poate totuși deteriora starea psihică a celui care e violent verbal sau, nu știu, comportamentul lui poate avea deviații, nu știu, să spunem în sens negativ, un om violent verbal să devină matur violent verbal, să fie și altfel? Ar putea? Violența verbală, la un moment dat, poate fi completată și de o violență fizică. Asta întreb. Dar nu este neapărat nevoie să umilești pe cineva doar plesnindu-l cu mâna, ci ajunge să-l plesnești cu vorba. Da, corect. Bineînțeles că o persoană a ajuns adultă care este excesiv de violentă verbal nu poate să aibă reacții pozitive, apropo cu ce am început, din partea celorlalți. Problema cea mai mare este de respingere. Și această persoană care este violentă este respinsă de societate. Și fiind respinsă de societate, va putea să dezvolte un episod depresiv, să se deprime. Nu sunt acceptat, nu sunt iubit, dar poate că nici nu-și dă seama din ce cauză. Și de asta suntem noi, specialiștii, psihologi, medici psihiatri, care nu tratăm doar nebuni, tratăm și aceste persoane care nu-și găsesc rostul, locul în societate și nu înțeleg de ce. Pentru că este ceva ce s-a dezvoltat de-a lungul timpului și a crezut că este firesc, pentru că ăsta a fost modelul. Mulțumesc, da, extrem de interesant și duce spre ceea ce credeam și eu, dar neavând termeni de specialitate. Bun, acum pentru că, obiectivele sunt foarte practice, în urma experienței pe care o aveți. Noi, ca și societatea română asta care se descurcă la toate, mai avem
nevoie de timp să acceptăm că într-adevăr copilul e obiectivul principal? Cred că noi, cei care suntem responsabili de siguranța copiilor, trebuie să, și zic trebuie, noi, adică și cadre didactice, și specialiști din învățământ, și din direcția de protecție a copilului, când intrăm în contact cu persoane aflate în dificultate, cu părinți aflați în dificultate, cu adulți, trebuie să ne gândim că noi creăm un context de învățare pentru acel părinte. Noi, în momentul în care intervenim în discuția cu părintele, în momentul în care încercăm să spunem, știți, domnule Cutărescu, copil, noi trebuie să ne gândim că noi avem oportunitatea să-l învățăm pe părinte ceva. Și este foarte important să ne gândim la atitudinea noastră ca să nu-l îndepărtăm, că nu rezolvăm nimic. Și părintele face de cele mai multe ori ceea ce știe și își disciplinează copilul așa cum știe cel mai bine și probabil așa cum a învățat. Nu este vinovat, dar este responsabil de cum își educă copilul. Eu vreau să vă spun că în final pe cinste. Nu găsesc alt epitet acum. De ce? Pentru că, într-adevăr, părintele trebuie învățat felul în care trebuie să-și educe copilul la urma urmei. Copilul este obiectivul principal, iar obiectivul principal al acestei misiuni, eu cel puțin simt că a fost atins. Am conștientizat pe cei care ne-au privit, cei care ne-au ascultat, de importanța rolului copilului în viața noastră. Noi, cei din jurul copilului, trebuie să-i dăm importanță. E obiectivul principal. Iar organizația Salvați Copii, doamna Alina Schenk, invitata mea de astăzi, e clar, se ocupă de a rezolva aceste, de a încerca să rezolve aceste probleme, educându-ne pe noi, părinții, la felul în care trebuie. Și învățând de la părinți și copii. Atât, învățând de la părinți și copii, mai ales copii. Bun. Mulțumesc, doamna Alina, pentru faptul că ați acceptat invitația, doamnelor, domnilor, pentru faptul că ne-ați urmărit aici la Dareg TV pe micul ecran și, bineînțeles, live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță, până la o nouă întâlnire la Reginul, în direct, numai bine.